Bună dimineața și bine v-am regăsit! Astăzi o să mergem spre Les Arcs, e o altă stațiune de aici, din proximitatea la Planie, unde suntem acum. Și o să ne dăm ceva cu placa, o să ajungem acolo, cred că în jurul orei 12 sau ceva de genul, habar n-am în cât timp o să ajungem, dar rămâne de văzut. E o stațiune apropiată de la Planie și vrem să mergem să vedem și cum e acolo, pentru că astăzi, zilele trecute, de fapt toată ziua ne-am dat doar în la Planie, care e foarte tare oricum și ai o grămadă de piste și chiar și pentru începători, avansați, pentru absolut toată lumea. Vrem să vedem și cum e asta, stațiunea asta, mai ales că avem acces cu ski pass-ul pe care îl avem și pe această stațiune. Deci practic se poate să ai acces cu un singur ski pass pe 430 de kilometri care se întind pe două stațiuni. De aici plecăm în aventura noastră de la Planie 1800. La drumul la trekking frumos. Ieri am făcut 48 de kilometri, să vedem cât facem astăzi. De fapt, am reușit să ajungem și printre primi la scaun. Ia uite pe Sorinel acolo, frumos după deal, ce frumos arată el. Auzi, de fapt, îți ia inclusiv asta. De aici trebuie să ajungem peste dealul ăla pe acolo, pe undeva. Bam! Natura asta foarte rău de tot atăcit. Zăpada aia fresh. Deci ajungem sus și ținem roșie. Și pe urmă ținem strânga pe roșu tot timpul. De aici nebun am făcut ambele părtii, de la stânga la dreapta. N-am ajuns până aici, mă umplon și... Da, mă, dar ce treabă ai bun, ai făcut... Le-am făcut pe sus, da. Păi... Uite ce frumos să vedeți. Și ce crezi, am făcut din două zile. Bravo, mă, tată! Așa-mi place! Cum e cabina asta cu două etaje? Ce zici de asta, a? Bam, frumos! Deci acum suntem la cea mai mare înălțime la care am fost vreodată cu placa, cel puțin. Suntem la 3200 de metri. E ce trebuie, tată, ia uite. Da, stai să mă duc și la sticlă aici. Mi-au înghețat mâinile aici, nebun! Asta, în sfârșit, ziua noastră s-a încheiat, am ajuns la baza pârtiei, unde am găsit o minunăție de bebeluși care se dădea cu Sania. Ne o să ne ducem înapoi spre cazare și o să continuăm pe mâine. Trebuie să vă spun un lucru, că din toate restaurantele unde am mâncat, aici mi-a plăcut cel mai mult mâncarea. Bravo! Ah, ce-mi place, tate! Ce bun e! Restaurantul se chema Le Loup Blanc și bineînțeles că am mâncat un fondue, cu toate că am mai mâncat și în alte părți fondue, aici a fost cel mai bun cu trei tipuri de brânză. Peugeot, producătorul de automobile, a început să fabrice mai întâi de toate râșnițe de sare și piper. Deci am capitulat! Vele, 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 vele!
Nicule, n-am făcut nimic, bă. Pârtiile astea două stânga dreapta nu le-am văzut până acum. Nicule, ca frig afară. Azi ne-am hotărât să-i dăm mai pe relax așa, încercând switch-ul, că trebuie să ne perfecționăm. Și ne-am oprit cu un pic la roșie mie, o să băgăm și o cafeluță corect. Asta înseamnă să fii mafio, frate. La 2700, cafeluța, noi să fim Powerzan. Eu mai așa, mai doar cafea. Cafea? Ai terminat golanul. Cu posibilități. Nu mi-au dat băieți. La croissant. După amiază am stat mai pe relax așa, ne-am întors la cazare și ne-am pregătit de cină. De data asta am luat autobuzul din stațiune, care, ce să vezi, este și gratuit și are programul afișat peste tot. De data asta am fost în Belcot, unde sunt și câteva complexe rezidențiale. Îți poți găsi cazare aici sau chiar să-ți cumperi un apartament și să vezi cum nivelează ratracul pârtia direct de la balcon. Partea mai nasoală e că apur un apartament e undeva la între 150.000 și 200.000 de euro. Restaurantul ăsta nu mai știu cum se numea, Le Mouflon parcă sau ceva de genul. Oricum, am luat un raclet de data asta, care este o bucată de brânză foarte mare topită și vine cu cartofi fierți și niște mezeluți. Ce mi-a plăcut a fost că majoritatea restaurantelor aveau loc de joacă sau jucării pentru copii și am putut să ținem bestia ocupată. Sincer să vă zic, nici nu știu ce-i mai plăcut. Să stai la plajă să te bronzezi sau să stai pe pârtie după ce te-ai dat, să mănânci frumos o biscuită, ceva, o atenție, să bagi o cafeluță. Cred că e mai mișto asta totuși. Bă, adevărul e că e tare rău de tot aici, mi-a plăcut mult de tot în Franța, la Planie și ce să mai afunt. Am avut o vacanță super reușită. 100 de ani de Coca-Cola. Doamne ajută! Ai, tătuțule! Stai pe copii! Vrei să mă ridic, nu? Stai acolo, bossule, că ți le pune la bot calului. Așa, tată, pune frumos aici, să am tot ce trebuie. La botul calului, să fim siguri că nu mai ca... pe noi. Ah, Bericeai că ai ce trebuie? E pusă pe mijloc să bea și el o peră din partea casei. Corect. Așa trebuie să facem o poză cu medicul ăla, așa știu, din partea. Hai, să-ți fac. Acum am primit cinstea, trebuie să și prestăm, trebuie să facem niște poze la băieți, băi, nu, altfel nu merge. Schimbăm lucrurile un pic și să luăm și o tanie din asta cu care se controlează ușor și să ne dăm cu ea, e un traseu special pentru tăniile astea. Nu e foarte scump, dar ne construiește și vrem să miște. Ce ne arată ceva sau îi dăm direct? Masca. Se vede, nu? Hello, my friend! Dacă ai căzut, e groasă, ești nebun. Dă-i drumul, nenicule! Nenicule, e groasă! Arde, nenicule! Mamă, ajunge mâine așa!
Sunt primul! Care mă tu? Aici, frate! Du-te, mă, lasă-mă! Cum mă trunde? S-a luat de vișa. Hai că ești pe primul loc, bossule! Eu l-am rupt ăsta. Ăsta. A fost super tare. Nu vezi cum arătăm? Da, am căzut atât, ești nebun. În ultima zi ne așteptam un drum de 5 ore înapoi către Milano, așa că ne-am hotărât să nu ne mai dăm în ultima zi, să mergem direct către Milano. Am parcat mașina la marginea orașului și am luat metroul direct către Duomo, până unde am făcut cam 45 de minute cu metrou. Cel mai încântat din toată experiența asta a fost Billy. Inițial era frică de porumbei, dar după ce a văzut el cam care-i treaba așa, te rugai de el să mai plece din centru, să putem merge și în altă parte. N-am intrat prin magazine, ci pur și simplu am mers la o plimbare scurtă, cu toate că o să revenim probabil în Milano să ne plimbăm și să mâncăm, pentru că până la urmă bucătăria italiană e la un alt nivel. Am încercat și niște castane coapte pentru prima oară, am băgat și niște canolii, apoi ne-am oprit la un restaurant unde am gustat niște stridii proaspete. Am mâncat o înghețată care se numea Pablo. Nu puteam rata să văd ce gust are. Adică toate a fost o vacanță super.